Aceste informații, fondatorul Dex Online a dat Ministerul Educației în judecată. Inginerul nu își poate înscrie copilul în clasa pregătitoare pentru că împlinește 6 ani la 3 zile după data impusă de lege. Tatăl spune că e o lege absurdă și că s-a lovit doar de uși închise. A făcut petiții, memorandumuri, plângeri, însă eforturile lui nu au avut rezultate. Cătălin Frâncu e un tată pregătit să lupte cu sistemul. A dat Ministerul Educației în judecată. Inginerul a făcut chiar și o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru că fiul său nu este acceptat în clasa pregătitoare. El s-a născut pe 3 ianuarie, deci acum are 5 ani și vreo 4 luni. Și fără să știe, el a greșit când s-a născut, practic. Asta spune Ministerul Educației, pentru că legea spune că în clasa pregătitoare au voie să meargă copiii care împlinesc 6 ani până la începutul școlii. În țara noastră, doar copiii care au împlinit 6 ani până la momentul începerii școlii pot intra în clasa 0. Există o excepție. Pot face o solicitare scrisă părinții ai căror copii împlinesc această vârstă până la finalul anului calendaristic. Printr-un caz excepțional, cu o evaluare, cei care s-au născut în anul calendaristic, deci până pe 31 decembrie. După care, în noaptea magică dintre ani, se întâmplă ceva și după aia nu se mai nasc copii deștepți. Și atunci al meu nu are voie să meargă la școală și nimeni nu vrea să le evalueze, măcar psihologic. Să stea un pic de vorbă cu el. El e o statistică, nu este o persoană reală pentru minister. Cătălin Frâncu spune că fiul său este pregătit pentru etapa următoare. Autoritățile însă îl cam contrazic. Eu consider că orice copil, dacă stai cu el și dacă îi dai jucării stimulative, poate să facă ceea ce face al nostru. Și da, scrie, citește, socotește, pune întrebări despre lumea din jur, construiește. Din păcate, timpul curge. Eu chiar cred că este o urgență. Fondatorul Dex Online a făcut petiții, memorandumuri, a luat legătura și cu reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Dar de fiecare dată s-a lovit doar de refuzuri. Acest articol 29.2 e cel care introduce limita de vârstă. În 2012 până în 2020, metodologia de înscriere într-un mod foarte înțelept, copiii care nu se încadrează în tranșa de vârstă corectă, să vină oricum că evaluăm. Și din 2021 și anul acesta 2022, ministerul nu mai permite asta. Timp de 7 ani, ministerul a permis înscrierea celor mici chiar și sub acest prag, însă acum 2 ani regulile s-au schimbat. Că depășim cu 3 zile, cu 3 săptămâni, cu 3 luni, pentru lege este același lucru. Am să vă spun și din experiența proprie de inspector școlar general la care veneau să se înscrie astfel de copii și pentru că la un moment dat a existat o portiță și după 1 ianuarie n-a existat o limită. Copiii aveau 5 ani sau 5 ani și o lună, 2, când voiau să intre în clasa pregătitoare. Deși în România acești părinți se lovesc de uși închise, în multe alte țări europene, precum Anglia, Franța, Danemarca, Elveția sau Norvegia, legea permite ca cei mici să meargă la școală chiar și la vârste sub 6 ani.